am să abordez un subiect un pic mai, să zic, mai sensibil. Dar e un subiect care e legat de actualitatea pe care am trăit-o și continuăm să o trăim. Și anume, actualitatea care va marca probabil pentru totdeauna generația noastră. Cred că toată lumea își aduce aminte de luna martie 2020. Și fiecare are în minte momentul în care la radio, la televiziune s-a dat anunțul că de la mâine sau de poimâine, de la ora cutare, va trebui să rămâneți, să ne îndreptăm către casele noastre, să rămânem închiși în casă timp de mai multe săptămâni, iar ieșirea din casă se făcea după un anumit protocol destul de complex. Cel puțin în Franța nu puteai să ieși decât dacă aveai un motiv serios, atunci puteai să ieși și să faci ceva, să cumperi ceva din magazine sau din farmacii. Cred că momentul acesta este un moment care ne va marca. Nu știu ce se va întâmpla în anii care vor veni, dar probabil vom povesti și noi, nepoților noștri sau copiilor noștri, așa cum o făceau bunicii noștri atunci când povesteau de primul război mondial sau de al doilea război mondial. Pentru noi, momentul acesta va marca evenimentul care a schimbat, care a bulversat întreaga noastră viață. În același timp, criza aceasta sanitară, izbucnită în martie 2020, a scos la iveală unele anomalii, unele fragilități care există în creștinism, în momentul de față, și mai ales în creștinismul profesat de neoprotestanți. Și am să fac o listă cu câteva anomalii pe care le-am detectat în perioada aceasta, în zona aceasta a creștinismului. Mai întâi, comunitățile creștine s-au aflat în fața unui potop de știri false, de fake news-uri, de explicații complotiste la ceea ce se întâmpla. Probabil că ați auzit și mintea vă este încă, în minte vă este încă proaspătă afirmațiile acelea că există un complot în spatele acestei crize sanitare, un complot al elitelor, au apărut peste noapte predicatori care au făcut carieră cu tot felul de informații confidențiale, în ghilimele, pe care le dețineau. Apoi, în comunitățile evanghelice, ceea ce era neobișnuit, eram obișnuiți, de exemplu, în comunitățile harismatice de a avea profeți, dar în comunități de tip evanghelic tradițional sau în comunități baptiste, de exemplu, sau chiar în comunități adventiste, de ce nu, nu prea eram obișnuiți cu o proliferare a profeților peste noapte. E bine, multe din aceste comunități s-au găsit dintr-o dată în fața unor oameni care spuneau că au viziuni despre viitor, care țineau discursuri electrizante în fața mulțimilor, spunându-le că ei au primit niște descoperiri supranaturale din partea lui Dumnezeu. Un alt fenomen, extremismul de dreapta, care se bălăcea de decenii, în tot felul de idei din aceste obscurantiste, despre francmason, despre iezuiți, despre evrei bogați, despre ocultă mondială, nu prea erau luați în seamă. Dintr-o dată au ajuns pe prima pagină. Dintr-o dată oamenii au început să se intereseze de asemenea idei, ba mai mult, în multe comunități creștine, a avut loc un fel de reciclare a acestor idei complotiste care venea din zona aceasta de extremă dreaptă. Și poate cea mai mare fragilitate care a fost vizibilă în perioada aceasta este intrarea spiritismului pe ușa din față în sânul multor comunități, fără ca oamenii să-și dea seama de lucrul acesta. Multe din ideile care erau vehiculate în zona aceasta a spiritismului și-au găsit locul la amvoane și printre credincioșii care spuneau că se opun acestui fenomen. Hai să vă dau un exemplu. Un exemplu care a făcut, cum să spun, probabil și în România ați avut de-a face cu informații din zona aceasta, dar în Franța a existat un eveniment care a fost creat de apariția unui film. Unui film care a fost văzut probabil de toți francezii la momentul acela. Filmul se numea Hold Up. Filmul acesta aducea în scenă, într-o manieră destul de profesionistă, o serie de personalități, oameni care nici măcar nu știau de ce sunt acolo. Au
bătut la ușa lor la un moment dat niște jurnaliști care au zis că fac un documentar, le-au pus niște întrebări, oamenii au răspuns, dar ei nu știau exact în ce, care este concepția acelui documentar. Abia atunci când documentarul a apărut, foarte mulți oameni politici, foarte mulți medici s-au trezit dintr-o dată îmbarcați într-o idee în care nu credeau. Filmul acesta avea ca idee de bază, cum să spun, ideea generală răspândită în lume că această criză sanitară provocată de COVID nu este altceva decât un conflict, o problemă creată de o cultă mondială. O cultă mondială care avea în spate, bineînțeles, evreii de serviciu. Iar evreii de serviciu în Europa sunt cei din familia Rothschild. Și totul ducea, toate firele, toate prezentările respective duceau către familia aceasta diabolică, în ghilimele, care încerca prin toate mijloacele să pună mâna pe mintea și pe destinele omenirii. Scopul panicii create în lume a fost acela de a îi conduce pe oameni către o dictatură, o dictatură generalizată prin tot felul de mijloace. Un mijloc era vaccinul. Vaccinul care conținea un chip care ți-l introducea în organism și la un moment dat chipul acesta urma să fie activat și tu deveneai un fel de zombi condus de către acești oameni din oculta mondială. Probabil că zâmbim astăzi, dar la vremea aceea erau foarte multe persoane într-o țară civilizată, într-o țară unde aș putea spune că oamenii au un fel de simț al criticului destul de dezvoltat, oamenii au crezut și au difuzat lucrul acesta. Ce mi s-a părut șocant, mi s-a părut faptul că foarte mulți adventiști și-au utilizat pagina lor de Facebook pentru a difuza filmul respectiv, pentru a-l comenta și a-l pune într-un cadru creștin. Nimeni nu și-a pus probabil întrebarea simplă. Cine e în spate? Cine sunt realizatorii acestui film? O simplă căutare pe un motor, cum e Google sau alte motoare din acestea care sunt pe internet, îți dădea răspunsul la întrebarea respectivă și te edifica în legătură cu realizatorii care sunt în spatele acestor idei. Trei persoane. Un anume Pierre Barnerias și Nicola Reutski, care aveau un fel de canal pe YouTube care se numea Tana TV, Tana de la Thanatos, în greacă, ce înseamnă moarte, și care încerca să le transmită oamenilor informații cum ar putea să intre în legătură cu spiritele din lumea de dincolo. Și explicau fenomenele acestea de moarte iminentă, în sensul acesta al legăturii care se creează într-o situație de moarte iminentă între spiritul nostru și spiritele care sunt dincolo de bariera aceasta a lumii reale. Iar cel care a fost creierul acestui documentar, un fost jurnalist de la televiziunea națională franceză, care se numește Christophe Cossé, care a abandonat cariera de jurnalist pentru a deveni hipnoterapeut. Are chiar și un birou unde puteți să luați un fel de randevu, să vă programați pentru a beneficia de terapia acestui medium spiritist foarte cunoscut în Franța, undeva într-o localitate a Boulogne-Billancourt, lângă Paris. Așa că oamenii aceștia au elaborat și au difuzat ideile lor în cadrul acestui documentar. Atunci, întrebarea pe care mi-o pun, cum e posibil ca tu, creștin, care spui că ești împotriva spiritismului, care spui că ești împotriva unor asemenea deviații, tu devii cumva cel care difuzezi o asemenea informații fără să spui minima întrebare cine este la bază? De unde vine sursa acestor informații sau acestor idei care au fost difuzate? Pe undeva reacția adventismului mi-a creat oarecum un gust destul de amar cu privire la situația în care Biserica Adventistă se găsește în raport cu problema aceasta a adevărurilor fracturate. Probabil că ați asistat la evangelizări online cu titlul pompoase. Adio libertate. 666. Afară din orașe. Predicatori care și-au luat posturi grave,
cu o vorbire afectată, încercau să ne spună că suntem într-o apocalipsă în desfășurare și că în foarte scurt timp, cei care nu dau crezare celor spuse de ei, la un moment dat își vor pierde viața și își vor pierde mântuirea. Apoi, multe comunități au multiplicat serii de evanghelizi, de rugăciune, de post și rugăciune legate de sfârșit. Nimic de zis în legătură cu asta. E foarte bine să te rogi. Dar când te rogi, mânat de panică, este o problemă. Și în panica aceasta s-a trecut de la 7 zile, 10 zile, 40 de zile. La un moment dat existau comunități în Franța care au 300 de zile de rugăciune. Era o nebunie. Odată cu descoperirea Zoom-ului, erau oameni care nu mai trăiau. Oameni care stăteau cu orele, cu zilele chiar, în fața unui ecran și acolo, în ecranul acela, își găseau cumva alinare de la toate aceste temeri, angoase, panici care îi cuprinseseră. Nu mai vorbesc de reluarea interpretărilor profetice care sunt axate pe tablouri din Apocalipsa fără o minimă actualizare. Știți, există interpretări tradiționale adventiste din Apocalipsa care au fost făcute de oameni care au trăit undeva în secolul XIX. Profeția totdeauna se actualizează, mai ales dacă ai tipul acesta de interpretare istoricistă a profeției. Nu poți să rămâi, cum să spun, blocat în niște interpretări din secolul XIX. În secolul XIX, vă dau un exemplu, în Apocalipsa descopereai pericolul omului bolnav care era Turcia. Turcia care era Eufratul și așa mai departe. Astăzi când citești interpretările lui Urea Smith în legătură cu rolul Turciei în profeția biblică, începi să zâmbești. Din păcate, mulți au reactualizat asemenea, au reînviat asemenea idei fără să aibă o reactualizare cu ceea ce se întâmpla în realitate. Iar o serie întreagă de scenarii tradiționale sau personale cu privire la viitor au început să se prolifereze printre noi. Ați auzit de noua ordine mondială, nu? Folosim tot mai des termenul acesta fără să știm exact ce înseamnă. Apoi, legea duminicală. O tot aducem în discuție la fiecare întâlnire între Papa și președintele Statelor Unite sau mai nou cu președintele Franței. Știți că anul trecut a fost în Franța, a fost în vizită Papa Francisc la Marsilia. Și acolo s-a întâlnit cu președintele Emmanuel Macron. Vă puteți imagina câți adventiști au început să intre în panică de faptul că se pregătește legea duminicală în Franța din întâlnirea respectivă. Și pe mine mă șochează lucrul acesta. Ca adventist care țin mână cartea asta, care profesez speranța aceasta în a doua venire a Domnului Hristos, de fiecare dată când se întâmplă un eveniment de anvergura aceasta, sau mai mică, să intri imediat în panică, încercând să găsești explicații într-o apocaliptică ce nu conține explicații pentru așa ceva. Iar scăldatul acesta, mlaștina conspiraționismului și a fake news-urilor, să știți că nu este o trezire spirituală. Cineva îmi spunea, bă, până la urmă, important e că oamenii se trezesc, nu? Trezirea fricii nu înseamnă că ai devenit un creștin mai bun. Când apeși pe pedala accelerației la mașină și a pedala aceea accelerației spune frică, să știți că adventistul care se trezește de frică nu va avea niciodată o consistență în credința pe care o are. Noi nu trebuie să ne trezim de frică. Noi trebuie să ne trezim din dragoste pentru Dumnezeu, nu pentru că ne este frică de ceea ce vine, de ceea ce urmează, de problemele cu care lumea se confruntă. Și atunci, pun o întrebare legitimă. Cum poți să trăiești astăzi într-o lume din ce în ce mai anormală? Într-o lume în care există o mare ambiguitate cu privire la adevăr. Evenimente pot fi prezentate în formele cele mai diferite. Poți să întâlnești oameni care se ceartă pe același eveniment dând interpretări opuse la ceea ce se întâmplă lângă ei. Cum poți să-ți păstrezi o doză de normalitate într-un asemenea context? În Biblie există un caz a unui om care a trăit într-o perioadă anormală, aș putea spune. Într-o perioadă în care totul se prăbușea în jurul lui. Imaginați-vă un pic situația în care se găsește omul acesta. Omul este profetul Ieremia.
Eremia se naște într-un moment în care puterea dominantă în Orient este Imperiul Asirian. Și Asiria domină Orientul, cum să spun, într-o manieră totalitară. Nimeni nu îi se poate opune. Este perioada aceea a domniei lui Ashurbanipal, marele împărat asirian, cel mai mare împărat asirian, care avea 4 capitale și care domina Orientul fără ca cineva să-i opună cea mai mică rezistență. În același timp, exista un echilibru. Echilibru care venea din partea Egiptului. Egiptul semnase o coaliție cu Imperiul Asirian pentru ca să poată, Egiptul să poată mai departe să existe în calitatea lui de stat. Și în contextul acesta se naște Ieremia. Și Ieremia este martor la dispariția, aș putea spune, imediată, în câțiva ani de zile, Asiria nu mai există. Capitalele Asiriei sunt toate arse. Ridicarea Babilonului, umilirea Egiptului. Și apoi vede cum se ridică un împărat în Israel, în Iuda, Iosia, care reprezintă o speranță nemaipomenită. Textele biblice spun că Paște, așa cum a fost pe vremea lui Iosia, n-a mai fost din vremea judecătorilor, adică din epoca de aur, din vremurile de glorie ale Israelului. Și cu toate acestea, Iuda nu se poate vindeca, nu se poate ridica, nu poate să găsească o cale ca să supraviețuiască. Și Ieremia este martor la dispariția, să spun, a statului din sud, a statului din jurul Ierusalimului, la distrugerea templului și în final își va termina viața undeva în Egipt. E un profet care ajunge să fie profet, aș putea spune, malgre lui, împotriva voinței lui. Dumnezeu îl cheamă și îl spune: Doamne, dar sunt un adolescent, sunt un copil. Nu e treaba mea să devin profet. Mai ales când Dumnezeu îi spune: uite, astea sunt mesajele pe care tu trebuie să le transmiți. Și în momentul în care omul își dă seama ce mesaje trebuie să transmită, se îngrozește. Pentru că acele mesaje sunt mesaje care îl fac martor la două tragedii. Mai întâi este tragedia poporului care nu poate supraviețui, poporului care nu e capabil să se reformeze pentru a ieși din situația în care se găsește, iar în același timp, el are o privire la ceea ce se întâmplă în cer. Și își dă seama că Dumnezeu este la fel. Trăiește o tragedie. Toate mijloacele pe care le utilizează Dumnezeu ca să scoată din situația aceea, din amorțeala aceea un popor întreg, se soldează cu un eșec. Israelul, Iuda, rămâne în moarte clinică. La acestea se adaugă problemele legate de timpul lui. El își dă seama și realizează că ziua aceea Domnului, despre care vorbiseră profeții dinaintea lui, ziua judecății, ziua decontului, a venit. Și acum, cumva trebuie să găsești o soluție, să treci prin momentul acela teribil, care este ziua Domnului. Iar el, în calitatea lui de persoană, este încarcerat. Este victima mai târziu a unor compatrioți rebeli, care văd în el sursa nenorocirii Ierusalimului. Din cauza lui, templul a fost dărâmat. Iar când rebelii aceștia se revoltă împotriva împăratului Babilonului, îl iau ostatec pe bietul Ieremia, îl duc în Egipt și nu mai știm nimic de el. Probabil că viața lui s-a terminat undeva în Egipt, în un dor nestins pe care l-a avut în suflet, după țara lui, după poporul lui, fără ca să poată vreodată să revină înapoi în propria lui țară. Asta este Ieremia. Am putea spune că e vremea cea mai anormală din toată istoria poporului Israel. Este momentul unei tragedii cumplite. Și în timpul acesta, Ieremia este omul cel mai normal. Care e cheia normalității lui? Bine, sunt două elemente care le descoperiți în cartea lui Ieremia. Mai întâi, în ciuda, cum să spun, a degringoladei din jur, Ieremia trăiește cumva în afara timpului său. Putea spune, trăiește în contratimp cu cei din vremea lui, cu contemporanii din vremea lui. Când Zedechia, ultimul împărat al lui Iuda, își începe domnia, se prezintă în fața lui o ceată de profeți. El făcea parte din aceeași congregație a profeților de la Ierusalim. Și unul dintre ei, profetul Hanania, fiul lui Azur, spune în Ieremia, capitolul 28, versetele 2 la 4, se prezintă în fața împăratului și îi spune: uite,
în mai puțin de 2 ani, împăratul ăsta al Babilonului, Nebucadnețar, puștul ăsta care a preluat tronul Babilonului, va fi zdrobit. Și ca să aibă, cum să spun, mai multă forță în mesajul pe care îl prezintă, ia un jug și zdrobește jugul acela în fața împăratului, un jug de lemn, și spune: uite, așa v-a zdrobit Dumnezeu jugul împăratului Babilonului. Și așa poporul acesta de la Ierusalim va fi eliberat de amenințarea babilonienilor și va avea un veac de prosperitate. Oh, frumos, nu? Și Ieremia răspunde în primă instanță: așa să facă Domnul, amin. Dacă tu zici așa, așa să se întâmple. Numai că eu spun altceva. Împăratul ăsta al Babilonului, la care voi vă uitați de undeva de sus, pe care voi îl subapreciați acum, va deveni din ce în ce mai puternic. Și jugul lui se va transforma într-un jug de fier. Și împăratul ăsta al Babilonului va deveni chiar stăpân peste animale, peste fiarele câmpului. Atât de mare va fi puterea și dominația lui. Ca atare, politica ta, împărate, trebuie să țină cont de elementul acesta pe care eu ți-l transmit din partea lui Dumnezeu. În contratimp, în opoziție. Ce a făcut Zedechia? I-a ascultat pe lingușitori, pe cei care îi cântau în strună. Și a urmat tragedia. Tragedia avea să urmeze câțiva ani mai târziu, în momentul în care Ierusalimul era înconjurat, strâns de armata lui Nebucadnețar. Nu mai aveau sursă de scăpare. Nu mai puteau să mai iasă de acolo, nici măcar un șoarece nu mai putea să iasă din Ierusalim. Și oamenii începeau să sufere de foame, oamenii începeau să-și dea seama că s-a terminat, că ei, cei care sunt în Ierusalim, niciunul nu va scăpa. Și atunci Dumnezeu îi spune lui Ieremia: fă un lucru nebunesc. Ieremia era încarcerat. Și trimite vorbă la vărul lui, care se numea Hanameel. Găsiți pasajul acesta, istoria aceasta, în capitolul 32. Cheamă-l pe Hanameel și răscumpără un teren pe care Hanameel îl are în afara cetății, la Anatot, din locul de unde tu ești de origine. Și plătește lui Hanameel 17 sicli de argint, o sumă colosală. Când tu știi că nu mai ești de acolo, când tu nu știi că nu mai ai nicio putere ca să poți să beneficiezi de pământul acela sau să construiești ceva pe el, ești nebun ca să cumperi așa ceva. Probabil că toți în cetate au zis: Ieremia și-a pierdut mințile. Asta e dovada faptului că a fost întotdeauna un nebun. În realitate, Ieremia nu era nebun. În spatele unui asemenea gest de normalitate era de fapt un mesaj din partea lui Dumnezeu. Că în ciuda tragediei, a dezastrului care pândea Ierusalimului, chiar dacă templul urma să fie distrus, Dumnezeu le transmitea mesajul acesta în capitolul 32 cu versetul 42, le spune așa, zice: peste poporul acesta voi aduce peste el binele pe care îl făgăduiesc. Vor construi case, vor sădi vii, se vor ocupa de ogoare și va exista o economie în care poporul acesta va continua să subziste. Era o nebunie. Dar normalitatea aceasta a lui Ieremia era singurul răspuns pe care puteai să-l ai într-o vreme de anormalitate. Și apoi, mai există un episod, tot în cartea lui Ieremia. Ieremia avea un scrib, un fel de secretar, pe Baruc. Undeva spre finalul asediului, al dezastrului care cuprinsese Ierusalimul, Baruc începe să plângă și să se vaite de ceea ce urmează și așa mai departe. Și Ieremia îi spune: știi ceva? Ia liniștește-te tu. Nu mai trăi cu depresia asta, nu mai încerca să te gândești la lucruri mari. Uită-te aici, în vârful nasului tău, la ceea ce se întâmplă acum, în jurul tău. Ai viață? Te bucuri de ea? Trăiește-o pe deplin. Cumva îi spune lui Baruc: fii normal într-o situație de anormalitate. Pentru că dacă tu te lași dus de isteria asta care este în jurul tău, îți distrugi viața. Ori, cam ăsta e contratimpul nostru astăzi. Să știți că generația noastră este condamnată la isterizare. Lumea din jurul nostru va fi din ce în ce mai mult isterizată. Bisericile noastre vor fi acaparate de spiritul acesta. Veți auzi oameni care vor veni și vă vor induce tot felul de panici, gândindu-se că felul ăsta ne trezesc la realitate.
Nu așa se trezește un om la credință. Prin panica aceasta pe care o difuzăm, utilizând tot felul de tertipuri care nu au nimic de a face cu realitatea sau nimic de a face cu adevărul. E bine, a trăi în contratimp astăzi înseamnă să fii normal. Normal. Mă înțelegeți? Normal în sensul în care străiești clipa, străiești momentul, dar trăiești intens, nu fără Dumnezeu, cu Dumnezeu. Bucurându-te de micile binecuvântări pe care le ai în jurul tău, uitându-le la copiii pe care Dumnezeu ți-a dat și bucurându-te de fiecare cuvânt pe care îl spun. Trebuie să încetăm să trăim sub imperiul acesta al isteriei. Nu duce la nimic decât la dezastru. Și mai este un al doilea lucru pe care Ieremia îl face. Dacă v-aș pune o întrebare, ce fel de profet a fost Ieremia? A fost un anunțător, un fel de mesager, un herald al nenorocirilor și a catastrofelor sau un profet optimist? Avem o carte care se numește Plângerile lui Ieremia, nu? Lamentările lui. Am putea spune, e profetul pesimismului. Profetul care se plânge, cam așa ne-a intrat nou în folclor. Idee. Numai că dacă vă uitați mai bine, în cartea lui Ieremia veți găsi cele mai mesajele de speranță, cele mai înalte pe care le puteți găsi în Vechiul Testament. Hai să vă dau câteva exemple. Cine a fost profetul care a spus că după 70 de ani evreii se vor întoarce și vor reconstrui templul? Cine? Ieremia. Când mergeți în cartea lui Daniel, în capitolul 9, când Daniel începe să se roage, să ceară lui Dumnezeu, Doamne, intervino în favoarea poporului tău, văzuse în cărți, în cartea lui Ieremia, că se împlineau 70 de ani de când ei se găseau în robie în Babilon. Pe baza cărții lui Ieremia, Daniel revendica dreptul de a se întoarce și a reconstrui templul. Apoi, reînnoirea lui Israel în țară, cine a profetizat-o? Uitați-vă în capitolul 46 și veți vedea că acolo se vorbește despre restabilirea, reînnoirea, reașezarea lui Israel în țară, profeție care e făcută de plângăciosul de Ieremia. Și apoi Ieremia chiar are la un moment dat curajul, bineînțeles prin inspirație divină, să spună că până și dușmanii ireductibili care înconjurau Israelul, moabiții, elamiții, amoniții, edomiții, până și ăștia, la final vor beneficia de grația lui Dumnezeu. Sunt capitolele astea 48 și 49, sunt cele mai, cum să spun, cele mai surprinzătoare din cartea lui Ieremia. Pentru că acolo descoperi că popoarele acestea, care tot timpul i-a chinuit pe evrei, tot timpul au reprezentat focare de infecție pentru Israel, popoarele acestea, la sfârșit, vor avea parte de un fel de renaștere, de reformă, care vine din partea lui Dumnezeu. Ce vreți, optimism mai mare ca ăsta? Niciunul dintre ceilalți profeți n-au îndrăznit să spună așa ceva. Ceilalți profeți i-au blestemat. Ieremia le dă o speranță și ăstora. Și cartea lui Ieremia se termină într-un fel de apoteoză, căderea Babilonului. Exact ca ceea ce se scrie în Apocalipsa. Un fel de anticipare a Apocalipsei. Babilonul care este distrus, care este eliminat. Nu neapărat Imperiul Babilonian ca entitate politică, ci Babilonul acela care s-a opus de-a lungul istoriei lui Dumnezeu într-o manieră încăpățânate. Vă pun o întrebare acum. Cu ce profeții ne hrănim noi astăzi? Care sunt profețiile care ne mișcă cel mai mult? Dacă aș veni în fața dumneavoastră și v-aș spune ceva despre iezuiți, despre Vatican, probabil că toată lumea ar ciuli urechile. Pentru că asta ne place. Mai ales în mediul ăsta neoprotestant, adventist, când vorbești de franc-mason, de iezuiți, toată lumea e cu gura căscată și spune, da, așa este. Dar nimeni nu verifică. Dar nimeni nu se duce să vadă, dar de unde are informația asta? Dar cine e în spatele la așa ceva? Și înghițim. Și ne-am obișnuit așa, pentru că asta corespunde cu un anumit tipar. Dar dacă tiparul acela nu e cel mai bun?
Dar dacă tiparul acela nu ne conduce la speranță, ci tiparul acela ne va conduce într-o zi la un fel de, cum să spun, la negarea tot ceea ce am crezut. Vă știți că profețiile cele mai importante din Biblie nu sunt acelea despre balauri, despre fiare sau despre alte lucruri din astea. Cele mai frumoase profeții din Biblie sunt acelea care pun accentul pe speranță, pe întoarcerea împăratului, pe întoarcerea lui Dumnezeu care vine ca o soluție la problemele pe care noi le creăm sau pe care le-am creat, pe care le hrănim în jurul nostru. Normalitatea într-o vreme ca asta are două elemente. Sunt elementele de normalitate ale lui Ieremia. Să trăiești în contratimp și să fii focalizat în așteptarea, în credința ta, pe elementul de speranță. Să vezi lumea nu într-o manieră pesimistă, nu negru, ci să vezi lumea aceasta în care trăiești așa cum Dumnezeu o vede. Pentru că Dumnezeu, când ne privește pe noi, nu vede niște nimicuri aruncate într-un fund de univers. Și Dumnezeu, când privește aici, vede elementele de speranță de care se poate agăța. Am să închei cu o istorie. Istorie reală. Este o istorie a unui adventist. Pe nume Max, mai târziu i s-a adăugat un prenume Israel. Max Munk. Născut undeva în zona Linzului, în Austria, era într-o familie de bijutieri. S-a căsătorit cu o nemțoaică și a hotărât să se stabilească, pentru că afacerile mergeau mai bine, undeva în partea de nord a Germaniei, nu departe de Hamburg, într-o localitate, Minden. Localitatea aceasta a cunoscut adventismul. În 1908 s-a botezat și a devenit membru activ în biserica respectivă, diacon al bisericii, și totul părea că se desfășoară într-o manieră normală. Trei copii, omul venea la biserică împreună cu familia, a fost primul război mondial, dar nu a afectat atât de mult nici relația lui cu biserica, nici relația lui cu Dumnezeu, intrase într-un ritm oarecum de normalitate. Până pe 30 ianuarie 1933. 30 ianuarie 1933, președintele de atunci al Republicii Germane îl cheamă să-i fie cancelar, prim-ministru, pe un anume Adolf Hitler, care deja avea un program antisemit. L-a numit cancelar și programul acesta antisemit a început să fie pus puțin câte puțin în mișcare. Mai întâi evreii au fost izolați de societate, apoi au fost acuzați de toate relele. În noiembrie 1938 a avut loc ceea ce se numește Noaptea de Cristal, când mulțimi isterizate de naziști au distrus magazinele, au distrus atelierele evreilor din toată Germania, acuzându-i că sunt niște criminali și niște asasini. Ca urmare, cei mai mulți evrei au fost trimiși în lagăre de concentrare din momentul acela, unii au fost chiar omorâți, destul de mulți. În fața unui asemenea dezastru care cuprindea națiunea germană, care a fost reacția bisericilor? În 1935, Adolf Hitler dă niște legi la Nuremberg, numite legile rasiale. Pe baza acestor legi s-a cerut tuturor comunităților creștine că să facă o listă cu toți evreii care fuseseră convertiți la creștinism și să-i dea afară din bisericile acelea. Ce credeți că au făcut adventiștii? Ce făcea toată lumea? O adunare administrativă la Minden, l-au chemat pe fratele Max Munk și au spus: ne pare rău, tu ești evreu, îți retrage în calitatea de membru. Nevasta ta este nemțoaică, ea rămâne mai departe membru în biserică. Vă dați seama, cum te-ai simți? Frații tăi să te excludă doar pentru că ești evreu. Apoi, câteva luni mai târziu, i-a spus lui Minden, comitetul l-a convocat și i-a spus: frate Minden, te rugăm să nu mai vii la biserică. Ne creezi probleme. Lumea în oraș te vede cum intri aici și lumea în oraș ne raportează la Gestapo. Rămâi acasă. Și fratele Max, respectos față de ordinea bisericii, a rămas acasă, dar și-a trimis zecimea.
printr-un prieten și a trimis zecimea acolo. În 1938 a avut loc, cum v-am spus, noaptea de cristal, mulți evrei au fost arestați, Max a fost arestat, trimis mai întâi la Buchenwald, apoi la Theresienstadt și a urmat un calvar pentru el. Familia lui s-a făcut presiune asupra soției să divorțeze, soția n-a divorțat, copiii lui erau considerați corcituri evreiești, n-au fost întemnițați, dar nu li s-a mai permis să meargă la școală, nu li s-a mai permis să exercite vreo activitate plătită și oamenii au intrat într-o sărăcie lucie, s-au confruntat cu foamete. La un moment dat, una dintre fetele lui Max avea să sun, să ia legătura cu responsabilul adventist pentru binefacere, la nivelul conferinței din care făceau parte, și i-a pus două întrebări. Mai cunoașteți alte familii care sunt în situația noastră? Răspunsul a fost nu și nici nu mă interesează. Ne puteți ajuta? Nu vă putem ajuta. Evreii l-au ucis pe Hristos. Voi de acum încolo vă suportați consecințele. Vă imaginați? Adventiști, biserica adventistă. A urmat războiul cu toate nenorocirile care au venit. A venit ziua de 8 mai 1945. Germania a capitulat. Încet, încet oamenii au început să-și se întoarcă acasă, să se rea activitățile. Biserica adventistă din Minden și-a continuat mai departe ritualul. Și într-o zi de octombrie 1945, oamenii erau la sâmbătă dimineață, era ora 9:30, începuse școala de sabat și dintr-o dată ușa din spate se deschide. Când oamenii se întorc, își dau seama că acolo este fantoma care s-a întors acasă. O siluetă firavă a unui om care trecuse prin necazuri cumplite era Max. Dați seama, când l-au văzut, au înghețat. A venit răzbunarea. A urcat la amvon, ne va spune tot felul de ocări și va trebui să suportăm consecințele. Și omul începe din spate. Începe să dea mâna cu fiecare și să-i îmbrățișeze. Unul câte unul, până la capăt. A fost reabilitat, a fost reprimit în biserică, era minimum pe care puteai să-l faci în condițiile respective. Și a schimbat meseria, n-a mai fost bijutier, s-a convertit în reparații de automobile și a deschis un atelier la Minden și a trăit acolo până la sfârșitul vieții liniștit ca membru al comunității adventiste de la Minden. I-a vizitat pe cei mai antisemiți dintre frații lui, s-a reconciliat cu ei, el a luat inițiativa, n-a așteptat să vină alții la el. Povestea asta este o poveste pe care o știm astăzi, pentru că în 2005, bisericile adventiste din Austria și din Germania au publicat o carte, un raport, în care au repertoriat toate cazurile acestea de evrei adventiști care au fost persecutați în perioada respectivă, sau toate deviațiile bisericii adventiste din Germania și din Austria pe vremea aceea, le-au scris acolo și au cerut iertare public pentru tot ceea ce s-a întâmplat. De ce v-am dat exemplul acesta? Pentru că Max Munch ilustrează exact ceea ce s-a întâmplat cu Ieremia. Contratimpul, speranța, sunt elementele care le-au păstrat demnitatea de om, l-au făcut să rămână drept în niște condiții în care mulți dintre credincioșii din vremea respectivă, dintre frații și surorile lui, au început să se clatine, s-au luat-o pe căile cele mai obscure. Asta înseamnă să trăiești într-o vreme anormală. Să fii normal. Să ai aceeași atitudine și să te păstrezi ca un om care ai niște valori, valori de la care nu abdici orice s-ar întâmpla în jurul tău. Contratimpul acesta, să știți că ne este sugerat, este un sfătuit, să zici, un sfat extraordinar care vine de la cineva care a marcat istoria Bisericii Adventiste. Pentru adventiști, doamna aceasta este un profet. În 1897 ea a publicat un articol în revista Bisericii Adventiste de la vremea respectivă, care se numea A venit vremea. Și aș vrea să vă citesc apelul pe care îl face în articolul acesta.
Ce toți aceia care adună căldură din răceala altora, curaj din dezertarea lor și credincioșie din trădarea lor vor triumfa odată cu solia îngerului al treilea. Asta e chemarea noastră. Și cred că ăsta este destinul Bisericii Adventiste. Nu panica, nu trezirea din frică, nu colportarea tot felul de informații false care circulă în jurul nostru. Noi nu suntem aici pentru a face așa ceva, propaganda aceasta, gândindu-ne că vom face evangelizare în maniera aceasta. Cea mai puternică mărturie pe care o putem da este dată de cele două elemente, contratimp și speranță. Dumnezeu să ne ajute să avem atitudinea aceasta. Amin.